6 sunt ședință ordinară. Prin dispoziția numărul 146 din 16 aprilie 2021. Din convocatorul ședinței, din prezența consilierilor locale la această ședință, rezultă că lipsește nemotivat domnul Sercu Cosmin, normal ședința este statutară și își poate începe lucrările. După cum ați luat la cunoștință din convocatorul transmis, pe ordinea de zi transmisă inițial au fost impuse 10 proiecte de hotărâre. Toate aceste proiecte de hotărâre prin avizul comisiilor de specialitate. Ulterior, domnul primar a mai inițiat în față două proiecte de hotărâre, acestea la rândul lor primind și ele avizul comisiilor de specialitate, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și proiectul privind aprobarea numărului și cuantumul burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Oituz. Și aceste două proiecte, după cum am zis, s-au primit avizul comisiilor de specialitate, prin urmare, poate fi completată ordinea de zi. Dacă nu mai sunt și alte discuții, supun la vot proiectul ordinii de zi, completat cu cele două proiecte de hotărâre. Toată lumea, da? Odată cu materialele, v-au fost transmise și cele două procese verbale ale ședințelor anterioare, cel din 29 martie și cel din 8 aprilie. Dacă sunt discuții, comentarii pe marginea acestora, dacă nu le spun la vot. Am apus. 14 vote, da? Ca la fiecare ședință, vă atrag atenția asupra prevederilor și 28 în codul administrativ, care reglementează situația adresului local aflat în conflict de interese, iar dacă un consilier local are vreo problemă care ar putea genera un conflict de interese, rog să anunțe acum în vederea consemnării în procesul verbal. Dacă nu sunt astfel de situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință ales, domnul Vacar Ovidiu, care mi-a preluat conducerea acesteia. Bună ziua, bine ați venit. Trecem la primul proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural, artistico-religioase, ce se vor desfășura în cursul anului 2021. Inițiator, domnul primar. Comisia favorabilă. Noi, ca președinte de comisie, am hotărât să mai adăugăm un amendament, dar vreau Sunt persoanele care primesc 50 de ani de căsnicii în anul acesta. Am identificat în jur de 35 de rânduri. Am propus o să fac și sumă în jur de 4.000 de lei, dacă sunteți de acord. 4.000 de lei. Cu o singură mențiune. Am discutat cu doamna Lupu Renuța. Uite, dacă sunteți de acord cu acest amendament, ținând cont că această acțiune se derulează în octombrie, banii pe buget se prindem la rectificare, astfel încât să fie lucrurile în regulă. Deci prindem suma în program, dar alocarea bugetară o facem la rectificare. Da, este doar în bază, perfect. 4.000 de lei. Având în vedere că e perioada de pandemie, nu o să putem să facem foarte mult pas. Da, se ridică. Restricțiile vă măcăm să ridică. Asta nu știu. Trebuie să luăm un fapt cu prezent. Deja se anunță de la întâi, nu se ridică restricțiile. Mare parte. Eu cred că intenția e binevenită. Da, vă rog. În condițiile în care se pot face modificări în sensul precisat de dumneavoastră, se poate mai modificare în program. Inițiator, primar, Claudiu Petrișor, aveți cuvântul. Domnul Marc, văd aici pe acesta dreptul manifestările, sunt Iriana până să dată, ați alocat suma de 15.000 de lei. Iar pentru memoria YouTube-ului suma de 200.000 de lei. Sunt în greșeală. 200 de lei, nu-i greșeală. 200 de lei, da. Da. Nu este nicio greșeală. În primul rând, acest proiect trebuia aprobată în luna decembrie, dar ținând cont de faptul că suntem în stare de alertă, iar ceea ce înseamnă evenimente sunt interzise, ceea ce s-a întâmplat și anul trecut în 2020, având în vedere declarațiile decidenților la nivel central în spațiu public, deși nu există nicio hotărâre în acest sens, că de la 1 iunie
există posibilitatea să se relaxeze, relaxeze restricțiile. Am zis totuși să prindem câteva activități pe ceea ce înseamnă domeniul cultural. Am luat legătura cu organizatorii care de obicei se ocupau de aceste acțiuni. Părintele, pentru Sintirie, vrea să facă un eveniment mai mare. I-am pus problema în față. Părinte, există riscul să nu se organizeze. Atunci, el a zis felul că se organizează, cum se organizează, a zis că să prindem bănuți. Pentru ceea ce înseamnă evenimente la Cimitirul Eroilor, vrem să ne limităm doar la partea aceasta de depunere coroane și atât. Fără fast, cum se făcea în anii trecuți, că se dădea masă, formații, cel puțin nu este momentul anul acesta. Domnul, nu m-am referit la masă, ci deja la Dumnezeu Tuf, există o tradiție în Tuf. Știți și dumneavoastră, că veneau grupe de militari, jandari, la acest moment, noi vom aproba un proiect ipotetic. Nici nu știm dacă ne va permite, dacă explodează pandemia. Ce facem? Înseamnă că sunt eu în bani. Categoric. În același timp se poate și la rectificare. Vreau să fiu preventiv. Banii care nu sunt aici alocați, cu siguranță se regăsesc în lista de investiții, care este, din punctul meu de vedere, foarte generoasă, pe care așa o să o prezint. Și în ce constă suma asta de... Adică, aici ce se dorește să organizezi, apără să ne alocați suma de 5.000 de lei? Asta va ține de părinte. El vrea să-i dea o amploare mai mare. Din ce știți, 3 zile are loc acest eveniment. Noi, efectiv, la nivel de primărie, marcam o singură zi. Și aici, din pandemie, în iulie? Păi, din nou, am precizat și la început. I-am zis că există riscul să nu se poată. Părintele a zis să prindem. Îl ascult, nu am nicio problemă. Îi prindem dacă este, dacă nu, nu. Și în acest caz, dacă în iulie afară se lasă și la autobus, nu putem prinde și la autobus suma de 20.000 de lei și în caz de pandemie, noi cheltuim? Propuneți amendamentul, eu v-am explicat. Am înțeles. Faceți la fel ca rândul trecut. Insistați pe un subiect de 5 ori, și nu concretizați cu nimic. Propuneți amendament și închidem subiectul. Eu v-am explicat raționamentul meu. Da. Asta e. Dar ei trebuie să fie la vârstă, nu? Tocmai am discutat la proiectul anterior. De la 1 iulie spun autoritățile că se vor lua în calcul noi relaxări. Dacă va fi cazul, da? Deci nu că de la 1 iulie... Începem de la început să fie ca la început. De la 1 iulie încep să-și ia în calcul dacă decurge bine vaccinul. Și ținta este de a fi minim 7 milioane de vaccinați. Ceea ce este puțin probabil. Dar, domnul primar, eu ce vorbesc? La Uitus, Memoria Uitus, este un eveniment mult mai mare decât la Sintirie de acolo asta. De așa v-am propus treaba. Vom marca evenimentul așa cum se cuvine. Cu decență și frumusețe. Sunt o grămadă de bolă unde bugetul este mult mai productiv. Domnul Butucaru, spuneți. Păi dacă 200 de lei și coroanele pentru Uitul și Pana Sărata. Nică în drău. La punctul 7, 1 decembrie, Ziua Națională României, vom face Cimitirul Eroilor și baza sportivă. Ce costă la baza sportivă? 1 decembrie? Da. Este o greșeală. De asemenea, aș susțin și eu, cum a spus domnul, a fost la 15 august, foarte puțin bani, 200 de lei. Ar trebui să luăm, într-adevăr. Să luăm undeva, să punem, să avem prins în buget, că nu neapărat să și cheltuim. Adică pentru Pana Sărata prinde 15.000 de lei și pentru Uitus nu prindem 200 de lei. Prinde. Nu-i normal, nu-i corect. Nu, evenimentul se marchează, dar aici nu e vorba de bani. Știți prea bine că la 15 august se dădea mese pentru toată lumea.
Umbla domnul Oprea cu... Dar acolo erau cei mai mulți bani, domnul Apostol. Acolo se ducea bani. Spuneți, domnul Bătucaru, în 4 ani de câte ori a venit fanfara? Din 2016 încoace. Haideți să lăsați o deoparte fanfara? Nu a venit niciodată. Fiți serios. Deci a venit când s-a marcat 100 de ani, atât. Nu există. Dar asta, dar pentru fără asta, să avem 15.000 de lei și pentru mai tot 200 de lei. Nu e normal. Știm că e frumos să... Știm că e frumos să... Nu e frumos, dar realitatea, da. Evenimentul se marchează, da? Tăiem masa cu pămâni electorale mici și beri. Nici nu discutăm de asta. Nici nu a fost discuții de așa ceva. De așa ceva. Și fanfara, dacă vine, trebuie plătită, este instituția statului, este invitată și participă. Pentru ce să prindem bani atunci? Că nu trebuie să vină și fanfara și armata. Păi bun, ei vin, este instituție publică, trebuie să-i plătim să vină? Păi vin. Păi vin fără plată, că este instituție publică. Este instituție publică, dar și transportul este și în interesul lor, da? Că și armata... Este și evenimentul numai al nostru. Bun, dar la poala sărată ce vrea să vă organizezi părți de 15.000 de lei? Aici e... Vom vedea, ne va prezenta și o să vedem. Cred că trebuie să facem tradiție de la Cuiană și acțiunea părintelui cred că e binevenit. Păi da, Angelica, e cazare, e cazare, e cazare, 15.000 de lei. Ne va prezenta în apropiere. Da, o să se va organiza și vom vedea. Din câte știu eu, spuneați că o să dați la fiecare biserică o sumă aparte, nu? Păi da, da. Adică părintele nu cred că o să mai beneficieze după aia, în afară de bani ăștia. Aici e vorba de Asociația Sfântului. Asociația Sfântului, da, nu e vorba de ce. Nu înțeles. Propun spre aprobarea amendamentului doamnei Avram. Cine este pentru? Cu amendamente sau Amendament? Depuneți amendament sau nu? Da, am spus pentru 20.000 de lei, am spus de vot. Pentru 20.000 de lei. 20.000 pentru memoria Uitului. Dar trebuie să-i justificați. Pentru ce? Cine este pentru? Împotrivă? Domnul doctor, nu am văzut. Împotrivă pentru? Împotrivă. Împotrivă. Împotrivă, răspunde. Prin urmare, domnul se pune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul doamnei Avram, pentru că amendamentul dumneavoastră a căzut, având în vedere că sunt doar 3 voturi. Cine este pentru? Toată lumea, da? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Oitești pe anul 2021 de estimări pentru anii 2022-2024. Inițiator, primar Claudiu Petrișor, domnul primar, aveți cuvântul. Favorabile, adică. Avizile favorabile, da. Am încercat să fac o sinteză a bugetului și să le expun în mod public atât pentru dumneavoastră, domnul consilier, chiar dacă ați primit utile, cât și pentru public. Avem câteva opinii în comunitate care nu sunt fondate. Orice lucrare pe care noi o angajăm trebuie să fie aprobată de Consiliul Local. Am fost învinuiți în repetate rânduri că a trecut o perioadă de timp și nu s-a văzut nimic, dar nu se cunosc două lucruri legislative. 1. În luna noiembrie, când am preluat mandatul, legea ne mai interzicea să rectificăm bugetul pe ceea ce înseamnă investiții mari.
Și doi, abia acum ajungem să aprobăm bugetul local o întârziere foarte mare. Da? Această întârziere se datorează faptului că bugetul local se aprobă în funcție de bugetul de stat. În termen de 45 de zile de la aprobarea bugetului de stat. Bugetul local este compus din două secțiuni. Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. La partea de funcționare avem prevăzută o sumă de 9.923.000 de lei, iar partea de dezvoltare 12.427.000. Există și un excedent al anilor trecuți, undeva la 6.800.000, cred, iar totalul cheltuielilor se ridică la 22.350.000. Pentru toți cărcotașii, vreau să le prezint faptul că suntem printre puținele primării care are un buget de investiții peste 50%. Nu știm ce va urma în anii care vor urma. Dar anul acesta avem un buget. Am căutat să limitez cât se poate de mult funcționarea și să ducem banii pe investiții. Ca orice om responsabil, trebuie închise lucrările începute. Că ne plac, că nu ne plac, va trebui să le închidem pentru că acolo a fost un consum de resursă umană, financiară și așa mai departe. Și nu putem să călcăm în picioare o muncă a altora. Chiar dacă, am zis, ne plac sau nu investițiile respective. Iar cine dorește, poate să caute la nivelul tuturor primăriilor, nu din județ, ci din țară. Și să vadă raportul dintre partea de funcționare și dezvoltare. Salariile pentru personal din primărie se ridică la 2.625.321 de lei. Aici intră strict angajații primăriei, la care se adaugă la anvelopa salarială și salariile pentru asistențe personal și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap. Cred că e bine să clarific, asistentul personal nu este asistent social. Asistentul personal este acea persoană angajată care are obligația să întrețină o persoană care este dependentă de altcineva. Deci, asistentul personal îngrijește o persoană și nu este angajat a primăriei, dar nu furnizează un serviciu public în cadrul primăriei, ca locație. Partea de bunuri și servicii se ridică la 4.342.000 de lei. Iar aici intră furnituri de birou, materiale pentru curățenie, iluminat public, carburant, spese de schimb, reparații curente, consultanță, expertiză, tot ceea ce presupune ca instituția primăriei să funcționeze, tot în serviciul oamenilor. Pentru că dau exemplu, da? Lumea în principiu vine și solicită diverse documente. Ca să dăm acel document, trebuie resursă umană și resursă materială. Da? Trebuie imprimantă, trebuie calculator, trebuie toner, sunt N cheltuieli. Cred că cel mai mult ne interesează ce se întâmplă în comună și am încercat să cuprind ceea ce ne-am propus să facem anul acesta. Avem multe obiective. Sperăm să avem și puterea necesară ca să o îndeplinim 100%. Ne-am propus să extindem sistemul de supraveghere video, pentru că cel existent
de fapt nu există. Am încercat de două ori să repar sistemul, iar el nu funcționează. Reparăm pe o parte, se strică pe alta. Urmează, după aprobarea bugetului, să contractăm servicii și să punem camere video. Pentru punctele unde vor fi amplasate, am cerut de la Poliția Națională, de interes pentru ei și de interes pentru noi ca primărie. Vă zic că noi vom amplasa cu prioritate, din partea primăriei, zonele de prunt, unde suntem îngropați de gunoaie. Nu știu dacă vom putea pune la fiecare intersecție, dar am încercat să ne încercăm să ne încadrăm în suma de 100.000 de lei, dar există și varianta de a pune camere mobile. Adică putem să punem o cameră, o ținem o săptămână într-un punct, o mutăm în alt punct, o altă perioadă de timp. Avem alternative, astfel încât să fie monitorizate cât mai multe zone. Reabilitarea clădirilor de la Grădinița Peste Vale și Poiana Sărată. Sunt cele două proiecte vechi pe care cu siguranță le cunoașteți. Vis-a-vis de Grădinița de Peste Vale, în perioada următoare, sper că într-o săptămână, să fie publicat anunțul pentru licitație la execuție. Iar la Poiana Sărată, încă suntem la obținerea vizelor și ulterior o să scoatem la licitație. De făcut o mențiune, vechea administrație a scos la licitație partea de proiectare și execuție, licitație câștigată pe o anumită valoare, cred că în jur de 1.200.000. Știm prea bine că ea s-a mărit la 1.900.000. Constructorul ne-a trimis o adresă că vrea să înceapă lucrările. Pentru că el a semnat un contract. Iar la discuțiile pe care le-am avut cu domnul David, că el era pe partea de construcție, într-o primă fază a fost de acord să înceapă lucrările pe suma pe care a contractat-o, pentru că a fost una dintre condiții pe care le-am pus. Dacă vrea să înceapă lucrările, o face pe suma pe care a semnat-o, după care a zis că nu. Deci contractul respectiv, cel mai probabil, se va rezilia și vom scoate din nou la licitație. Această lucrare va fi monitorizată cu maximă prudență, pentru că este o sumă mare, 1.900.000, în condițiile în care acolo sunt reparații cei drept capitale, dar în același timp pare o sumă în care am putea ridica o clădire de la fundație. Am prins 24.000 de lei pentru cofinanțarea pentru achiziția de tablete, proiect care a fost aprobat, cred că, în noiembrie. În luna februarie s-a început evaluarea. Am avut discuții, cred că acum vreo două săptămâni, cu consultantul care ne-a scris proiectul. Ceea ce ne-a confirmat este că sunt foarte multe proiecte și sunt în întârziere pe partea de evaluare. A rămas să ne țină la curent când ajunge și proiectul nostru. El scrie mai multe proiecte, a zis că a avut deja două și sunt șanse mari ca cele două proiecte pe care le-a scris să intre la finanțare. În același timp, dacă cele două intră la finanțare, în mod normal ar trebui să intre și proiectul nostru. Alimentare cu apă, documentație, investiție pentru extinderea de rețea. Am prins 1.420.000. Cu toții știm și nici nu ne putem ascunde că apa nu este potabilă. Avem pe timp de ploi o turbiditate foarte ridicată. Am făcut câteva buletine de analiză pe peleșunți și ies cloruri cu o concentrație foarte ridicată. Domnii consilieri care sunt mai vechi, probabil cunosc că și pe mandatul domnului Osulăș s-a mai încercat tot peleșunți într-un alt punct decât cel existent.
Am luat dosarul respectiv, ne-am uitat prin el și acolo existau cloruri. Proiectantul ne-a explicat că tot procesul pentru a elimina clorurile implică costuri ridicate și reduce debitul. Pe calculele dânsului s-ar reduce la 3 litri pe secundă debitul, ceea ce este foarte, foarte puțin. Prin o stație acum specială? Stația nu e problemă. E problema că nu ne asigură debitul și tot procesul ridică costuri foarte mari. Avem în analiză să identificăm surse de apă din mai multe puncte de la nivelul comunei, inclusiv de la Poiana Sărată. Dacă găsim o apă apropiată de potabilitate, să aducem de acolo și în același timp să asigurăm și cele două sate spre Uitus, adică Poiana și Vârja, să alimentăm cel puțin la nivel de DN. Am mai prins tot aici 10.000 de lei pentru a face analize la apă și studii hidro, da? Deci 10.000 în afară de ce este aici. Analiza, un buletin de analize undeva la 300 de lei. Din ce ne-am interesat, pentru studiile hidro ar fi cam 3.000 de lei pe punct. Noi vom face analize la apă și care este cea mai aproape de potabilitate sau poate găsim o sursă de apă potabilă, acolo vom face și prospecțiuni. Vă prezint că o alternativă sugerată de proiectant ar fi și racordarea la crau. Adică să ne legăm în magistrala lor, plătim doar prețul apei. Serviciul nostru ar rămâne. Da. Am purtat discuții cu cei de la CAP, undeva la 1,70 euro, ar fi la jumătatea prețului pe care îl avem noi. În schimb, punctul din care ne vindică ei pentru racordare este destul de dificil. Ar fi Pârgărești și în Compul la Târgocna. Pe drumul județean sunt multe rețele existente deja și e destul de dificil să primim avizul de la Consiliul Județean. Iar să venim pe Islas, pe la Pârgărești, cotele sunt foarte ridicate. Rămâne ca proiectantul să ne prezinte toate posibilitățile și cu siguranță vi le aduc pe masă să le discutăm împreună și care este cea mai potrivită din punct de vedere al costului și eficienței, să decidem. Expertiză și documentație de demolare, baraj, 50.000 de lei. Am înaintat demersuri către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Am obținut avizul de la ei. Nu există un proprietar atestat, nici administrator. Și va urma ca noi să-l atestăm, ca fiind proprietatea noastră, pare puțin ilogic, îl atestăm pe al nostru și după aceea să-l demolăm, dar demolarea se va face în urma unei expertize, nu facem de capul nostru. Știm prea bine că zona respectivă ridică mari probleme pentru locuitorii din zona respectivă. Sperăm ca până la sfârșitul anului sau cel târziu, în primăvara anului viitor, să nu ne lungim prea mult cu partea procedurală și să atingem și acest obiectiv. Alimentarea cu gaze naturale în localități, 30.000 de lei. Aici este un rest de la vechiul proiect de la Ferăstrău, tronsonul 1 și tronsonul 2. A rămas o diferență de plată. O prindem ca să închidem și această lucrare. Planul urbanistic general, 300.000 de lei. Întrebare. Înainte la ce s-a scumpit acum așa? Ce anume? Da. Sunt multe studii care ne cer chiar săptămâna aceasta, vin de la Ministerul Culturii. Ne cer tot felul de studii, chiar dacă în trecut au mai fost făcute documentații, pe toate trebuie să le actualizăm. Am zis să prindem o sumă mai mare, să fim siguri de ea în buget. Asta nu înseamnă că o și cheltuim.
Am început să zic de reprezentanți de la Ministerul Culturilor că vor să facem un studiu pe partea de arii protejate, de monumente, că în PUC ni se cere și avizul lor. Avem monumente istorice și, în mod obligatoriu, ce anume? Arii protejate? Nu. Ei așa s-au exprimat. Noi nici nu știm dacă avem arii protejate sau nu. Ei am prezentat și cum s-au exprimat ei. Avem arii protejate, acolo nu se mai face nimic, este clar. Din cunoștințele mele pe raza comunei nu sunt. Avem doar monumentele istorice. Monumentele istorice, da. Care fac parte din patrimoniu și pentru asta trebuie. Da. Ei vor să știe pentru că nu au spus că nu accept ca noi să facem cine știe ce lucru prin împrejurim. Pe partea planului urbanistic, suntem, să zic, înaintați, nu foarte mult. După aprobarea bugetului, să semnăm un contract cu proiectanți care să ne elaboreze. Vom merge cu el în ședință la drumurile naționale la Iași și vedem ce rezultă. Din discuțiile pe care le-am avut, singura problemă al lor pe care o ridică, ar fi accesul la DN-uri din partea persoanelor juridice. Dacă nu s-a, ei au construit, nu s-a obținut avizul, nu s-a cerut avizul de la ei și vor acum, cu această ocazie, să obțină și eu, să intre în legalitate. Să ia niște bani, cu alte cuvinte. Și bani și investiții, în dată, da, dacă reglementează zona, cu siguranță. Acum vedem cum vor reglementa. Poate să pună un simplu indicator sau poate să pună circuit. Rămâne de văzut. Atunci la piață, câte probleme am avut cu avizul? Știu. Piața mixtă, extinderea rețelei de canalizare, 100.000 de lei. Vă fac cunoscut faptul că am depus întreg SF-ul la CNI, da, pe acea valoare mare care a fost aprobată, 38 de milioane de lei. Din discuțiile pe care le-am purtat cu ei, este extrem de greu să le finanțeze această sumă, ceea ce spusesem și eu la data aprobării. Ne-au recomandat să facem pachete cu sume mai mici. Ceea ce deja s-a început, s-au stabilit 4 pachete. O să punem pe CNI. E vorba să, prin toamnă sau primăvară, să apară PNRR. Depunem și pe linia respectivă de finanțare un pachet. Sunt discuții să apară PNDL3, dar aici nu există încă o certitudine. Și PNDR-ul. Dar PNDR-ul nu știu dacă în 2022 va apărea. Indiferent de situație, orice linie de finanțare se va deschide, vom depune pe toate. Pentru că nu știm care se mișcă mai repede și unde vom reuși să obținem finanțare. Piața mixtă, 2.704.000. Contractul pentru piață se întindea pe 2 ani, adică avea ca termen de finalizare 2022. Am primit de la Guvern, față de sumele estimate, cu 2 milioane de lei mai mult, 20 de miliarde de lei, ceea ce a putut doar să ne bucure și să ne îmbogățim lista de investiții. Și am considerat că e important să finalizăm piața cât mai repede. Am purtat discuții cu constructorul și își dorește și el acest lucru, ca până la sfârșitul anului să recepționăm lucrările de la piața mixtă. Modernizare drumul pe Afirda este proiectul început din mandatul domnului Osoro și continuat în legislatura trecută. Ne-a mai rămas o diferență de plată, că execuția e mai înaintată, la 1.016.000. Aici aș vrea să subliniez 3 lucruri. Față de ceea ce s-a proiectat, am venit cu 3 corecții pe lucrare. Una este pe jitărie, unde exista o porțiune de mijloc, unde nu exista șans sau regulă, lucrare care deja s-a efectuat, din ce știu. Să asigurăm accesul la gospodăriile din satul Margina. Știm prea bine că s-a ridicat câțiva oameni care au avut putere financiară și au făcut cu
resursele proprii, alții nu au avut putere și atunci o să îi sprijinim noi să le asigurăm accesul. Iar a treia corecție este intrarea la ulița Ciorbă, lucrare care probabil ați văzut este în desfășurare, și jos la intersecție unde este magazinul la domnul Liviu Ciubotaru, să prindem două cămine. Veți vedea pe lista de investiții să aibă continuitate, să facem și o rețea pluvială care să ducă spre punctul Pavel Eghet ca să descarce apa pluvială. Modernizare drumuri pe bugetul local, proiect început de vechea administrație. La fel, lucrările sunt destul de înaintate, dar nu s-a făcut recepția lucrărilor parțiale. Sumă de 3.460.000. Sperăm anul acesta să închidem și acest proiect, dacă vremea permite și constructorul are putere din punct de vedere al resurselor umane, nu am avea nicio problemă. E necesară o alarmă civilă, este defectă, valoarea estimată e la 15.000 de lei. O cisternă pentru combustibil, 20.000 de lei. Raționamentul nostru a fost de a reduce din cheltuieli, pentru că odată ce amplasăm o cisternă, vom cumpăra combustibilul la prețul de la producător și nu va mai fi intermediar de la distribuitor. Alarma civilă, sigur, numai 15.000 de lei? Din căutările noastre... Exact, că era mult sumă. Din căutările noastre, așa a rezultat. Trebuie și aici la decibel, putere, nu fac o nouă alarmă. Trebuie să vă și că normală protecția ce e la două sau mai să și de acela la 100 de mii. De lei? Da. Nu are cum să vedeți așa de mult. Da, ei să și fel de tip să luăm. De 15.000 de lei, puțin. Astea sunt căutările noastre. Vedem, la momentul respectiv, când este, putem rectifica. Din punct de vedere economic, da. Adică mă gândesc la varianta dacă trebuie și un angajat, nu? Un gestionar, nu. Se desemnează un gestionar atât. Și ca apasament? Asta încă n-am stabilit, dar probabil... Aici, 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 cu siguranță, aici, da. Nu trebuie niciun aviz, ele sunt avizate de la mediu, numai... De la mediu, sunt. Cu siguranță, dacă reușim să achiziționăm, ea va fi monitorizată video. Deci nu o să rămână pentru accesul tuturor. Construire pod Martinaș, lucrare care este aproape finalizată, sau pot să zic că este finalizată pe ceea ce înseamnă, pe ceea ce s-a proiectat. Un minus la acest proiect e faptul că nu au fost prevăzute rampe. Nu a fost prevăzut rapid din cauza că cei de la Apele Omenele a trebuit să înălțăm podul cu 2 metri. Așa, și din ce cauză s-a întâmplat asta? Pentru că lucrarea s-a început înainte de a avea toată documentația și când au venit pe teren și au văzut situația, au cerut o ridicare. A făcut din nou vizită. Păi a făcut din nou pentru că s-a cerut pentru că în proiectul inițial nu a fost corespunzător. Proiectul inițial era cu rampele. Păi, lucrarea este închisă, așteptăm de acum să facem recepția finală și să completăm partea de rampă să fie funcțională. Achiziție teren pentru drum Biserica Catolică, știți că, cred că în urmă cu vreun an, nu? S-au retras părintele cu gardul o porțiune. Am purtat discuții cu dânsul. Singura variantă legală și care să-l ajute și pe el la ce are nevoie, este să cumpărăm terenul respectiv, la 1,60 m lățime până jos unde este fântâna. Intențiile noastre este că acolo să amenajăm un trotuar. Astfel încât să nu avem probleme cu asfaltul care va fi în garanție și monitorizat de cei de la AFIR. Este bordura și vis-a-vis de la bordură o să venim cu parte de trotuar. Bordura. Din punctul de vedere,
În momentul actual, la Biserica Ortodoxă, se fac demersuri pentru achiziția de teren și construirea unui nou cimitir, pentru că ăla este plin, nu se mai poate face. Rezervă la varianta. Nu putem sprijini și Biserica Ortodoxă cu suma de 15.000 de lei? Intențiile mele, și am purtat discuții cu toate cultele, e să le dăm câte 15.000 de lei. Ceea ce urmează de stabilit este ca noi să putem finanța ceea ce doresc ei. Este ordonanța 82 care reglementează. Deci, din partea noastră, a existat disponibilitate să sprijinim în mod echilibrat și pe toți. Pentru că așa este corect. Păi am stat la 15.000 de lei. Nu se poate prinde acum în bugetul așa. Actualizarea documentației Pod Gălățeanu. Știm cu toți că există un proiect început din mandatul domnului Osoloș cu locație la punct Drăghici. Am purtat discuții cu diversi proiectanți dacă putem reloca podul, astfel încât el să fie amplasat unde există acum podul. Din discuțiile purtate, se poate, trebuie să modificăm câteva documente, inclusiv toate datele din proiectul respectiv, din punct de vedere economic, tehnic, din ce am analizat noi, este același. Cu ce s-a proiectat la Drăghici, aici ar fi și necesarul. Vom face și aceste demersuri. Și sperăm ca zona respectivă să aibă odată un pod așa cum se cuvine. Și ultima investiție este rețea scurgerea pe pluvială pe DS 2766, 470.000. Este vorba de drumul care duce spre punctul Pavel Eghet, ceea ce am menționat anterior. Această lucrare este necesară și căutăm să o gentăm cât mai repede, astfel încât să facem legătura cu ceea ce s-a lucrat pe ulița Ciorbă. Domnul, nu mi-ați dat răspuns vis-a-vis faptul, așteptăm alocat pentru Biserica Ortodoxă 15.000. Actual nu se pune ca amendament în buget. Deci, banii sunt prevăzuți pentru culte, 15.000 de lei. Ceea ce rămâne este ca noi să putem finanța ceea ce dorește părintele. Deci, sunt bani prevăzuți pe partea de funcționare la toate curtele către 15.000 de lei. Aș vrea să vă mai întreb ceva. În rețelele de extindere, gaze, apă, canalizare, pe s-a sunat la... Din ce am prezentat, vedeți că nu am menționat nimic de gaze decât când închidem tronsoanele. În octombrie 2020 s-a modificat legislația și revine obligația furnizorului să facă extindere și le-a pus o limită până la 2500 de metri. Prin luna ianuarie a anului 2021 am trimis o adresă, deși exista încă una, pentru obținerea licenței de exploatare pentru satele Marginea, Cărcâi, Cuja și Poiana Sărată. Adresa făcută de domnul Bodea era doar pentru două sate, Cărcâi și Marginea. Acum am trimis o adresă către ei și ne-au răspuns că într-adevăr este obligația lor să extindă licența de exploatare și pe celelalte patru sate. În schimb, vor ca toată investiția să o facem în parteneriat 50-50%, deși legea îi obligă să facă ei. Am văzut chiar zilele trecute o discuție la nivel guvernamental. Există un blocaj, pentru că cererile au explodat către furnizori și nu reușesc să onoreze. Cel mai probabil se va modifica legislația cât de curând și va lăsa această posibilitate de a investi în parteneriat cu primăria. Și acum mai nou, cine vrea să tranșeze, legea e valabilă. Dar eu spun așa, nu se înțeleg. Plătești tu investiția și faci nu se decontează. Da, dar asta... Dacă te grăbești. Da. Cunoșteam și acest lucru, dar nu știu dacă l-au reglementat. Știam că era la nivel de discuții. Nu, asta... Da, ei au un plafon, de fapt. Și ei au spus că au terminat plafonul la recăpări liberații. Am stabilizat în primele trei luni. Deci cel mai mult duse
Urmează să stabilesc o întâlnire cu reprezentanți de la Târgu Mureș, să ne punem de comun acord și să vedem pentru anul următor. Anul acesta, din păcate, ați văzut 12 milioane pe partea de investiții, numai să avem putere ca să putem finaliza ceea ce ne-am propus. Oricum, partea de documentație durează și oarecum le cam revine lor obligația să facă studiul de fezabilitate. Eu am mai purtat discuții aici la Onești, ei puneau ceva de genul problema. Noi facem studiul de fezabilitate, vă prezentăm datele tehnico-economico și dacă vreți, finanțăm împreună, dacă nu vreți să vă implicați, plătiți dumneavoastră studiul de fezabilitate. Dar din moment ce începe documentație, nu pot să o las în aer decât să nu ai spuse bugetare, ca să zic așa. Cred că este important de menționat că acest buget este o planificare și în funcție de încasări putem să și realizăm. Al doilea aspect, fonduri europene și guvernamentale, în acest moment nu există nicio linie de finanțare deschisă. Din discuțiile pe care le-am purtat, în cazul cel mai fericit, abia în toamnă, dacă apare să se deschidă PNRR-ul. În cazul cel mai fericit. În momentul de față, abia se duc la Comisia Europeană pentru a negocia pachetul. Documentare. În funcție de ce rezultă la negocieri, se întorc la nivel guvernamental și vor începe să elaboreze ghidurile. Bine, în mod normal ar trebui să lucreze până atunci și eventual să corecteze. Așa ar fi o eficiență pentru ei. Până atunci, eu nu vă spun sincer, m-am bucurat că la această dată sau anul acesta nu sunt deschise linii de finanțare pentru că nu vom pierde trenul. Avem lucrările în curs, ne concentrăm pe ele, avem pe apă și pe canalizare studiul de fezabilitate. Când se deschide, doar să adaptăm la ceea ce se cere. V-am solicitat în luna noiembrie să aveți în atenție la întocmirea bugetului podul la Corcoman. Este proiect în primării făcut tot. Podul Corcoman? Da. Unde? De exemplu, din Prefor. Din unde are magazinul Lucian. Da. Așa, să ne întâlnim cu bugetul. Există proiect făcut tot. Plus că acum se construiește digul și a fi o lucrare finalizată cu capul podului, va fi o lucrare terminată. Dacă... Și nu e mare, nu e pod mare. Așa nu cum... Dacă acolo este pod... Rezolvat. Dacă este pod acolo și putem prinde pe reparație... E 60 de mii. Dacă există pod acolo și poate intra pe reparație, avem pe partea de drumul, poduri, avem prevăzute 600 de mii de lei. Tocmai de asta, am văzut de asta. La reparații, noi ne-am propus să realizăm intrările la DN, ca unde s-a asfaltat acum, să decormatăm părâul Hățman. Acolo întâi va trebui să facem recepția, deci am înțeles de la colegi, s-a recepționat doar podurile. E adevărat, da. Domnul, da? Va trebui să recepționăm, nu mai știu dacă s-a finalizat experteza care a fost aprobată. A fost. Deci există o documentație, putem... Numai ca să facem recenza acelui lucrare, trebuie nu scoase avize. Ce anume? Avize? Da. Da, că trebuie să fie în termen de valabilitate, autorizației. Toată documentația din nou. Indiferent, vă dau acolo, vă zic că au crescut copaci în mijlocul părâului. Da. Da, deci nu putem să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm că nu muncește nimeni pentru noi. Și-am văzut dacă pentru la Baia Neamț s-a dat și jos, dacă aveți cu copacii în mijlocul părâului, s-a dat și jos seama.
Retenție sus. Trebuia făcut. Aș mai da o întrebare. V-am solicitat și tot în noiembrie și asfaltăm și bucățica aia din trotuar la marginea acolo, care ne ridică probleme, după orice ploaie, potențial ridică probleme. Nu mai pot să circul cu mașină, cu nimic. Să asfaltăm? Betonat, nu asta, betonat. Da, dar știți că pentru asta presupune toată documentația, ca la asfaltare. Nu, dar am spus dacă am văzut că sunt bani la drumul, dacă există posibilitatea ca la acesta să facem lucrare. Asta am întrebat. Noi ce avem în plan, am zis, vrem să închidem ceea ce am prezentat. Pentru anul viitor, în zona de care menționați, știu că au fost multe cereri, cunoaștem noi să facem un șanț, în primul rând, pe acolo care se preia. Să facem anul viitor locuri de joacă pentru copii, pe toată raza comunei, am identificat puncte. Și o altă prioritate care va fi anul viitor, partea de șanțuri și trotuare. Săptămâna viitoare voi avea o întâlnire cu un reprezentant de la drumurile naționale. Vreau să ne pună la dispoziție ce documente iau pe partea de șanțuri și trotuare, să vedem cum sunt prinse pe investiția lor, dacă putem efectua lucrări pe reparații, sau va fi nevoie tot așa o investiție, ceea ce presupune o documentație destul de stufoasă. Rămâne deschis. Eu zic că pentru anul acesta sunt suficiente lucrări și dacă ne-am mai încărca cu altele noi, riscăm să nu finalizăm mare lucru. Cred că l-am omis. Este și dispensarul, da. L-am omis. Valoarea era la în jur de 600 de mii, parcă 500 ceva de mii. Termen de finalizare dispensarul? În toamnă, cel târziu, anul acesta. Ei sunt destul de înaintați, vreau să vă zic că e, cred că, singurul obiectiv în care realizăm recepții parțiale destul de multe. Cred că până acum au fost vreo 3-4. Primesc bănuții și se mișcă. Dar prin cele aici, domeni cultural, n-am putut să schimbă și o ședință acolo? Le schimbăm, domnul Ungureanu, dar așteptăm astăzi. Au lucrat acolo. Da. Vă dați seama că nici nu unul convine aici să deranjeze tot timpul pe doamna director. Când se termină lucrările, cu siguranță acolo se vor desfășura. Dacă a fost discuția din cărnit cultural, mi se pare suma mică aluca. Adică mă gândesc la varianta. Dacă tot avem un cărnit cultural nou construit acum, e păcat să ținem închis. Mai ales prin perioada vacanțelor din vară. Vă zic că ce am spus și altor persoane, acea locație va fi foarte utilizată. Am discutat cu ING-ul de le-am zis orice activitate pe care vor să o aibă, au spațiul la dispoziție. Am vorbit cu doamnele director să transmită cadrelor didactice. Dacă au acțiuni, spațiul este la dispoziție. Este pandemie. Nu se poate organiza evenimente. Tot la se ridică restricție. La asta, la urmă. Așa ne spun guvernanții. Nu e neapărat guvernanție, cred că e peste tot problema asta, la nivel mondial. Trebuie să fie o speranță. Trebuie să termine odată. Vedeți că ei ne cer, vaccinați-vă și dăm drumul, vaccinați-vă și dăm drumul, dacă lumea nu vrea. Eu m-aș vaccinat și după vaccin să am bolă din COVID. A făcut o formă ușoară. Domnul doctor, tot legat de drumuri, niște întrebări ca ale care vin din partea cetățenilor. Ieri am luat torențial un sfert de oră pe Hărsma. Din întâmplare eram acolo și chiar câțiva cetățeni m-au trimis ca și consilier să văd. Apa care vine în continuare de la monument a intrat în 2-3 curți. Acostamentul este insuficient făcut, trece apa. Apa care merge spre
curte spre baltă din Coror la unii curba la Adrian Studentul trece într-o grădină, nu mai merge la vale pe asfalt spre canalizare. Am făcut și filmare, dacă vreți vă pun. Da, cu siguranță știți. Eu am fost acolo cu mașina ieri, că m-au prins mine ploaia. Totuși sunt niște lucrări făcute, dar nu suficient de prevăzător făcute. Cum mulțumim proprietarii de terenul sau, mă rog, cetățenii? Ce le spune? Concret, a plouat doar un sfert de oră și la Voituz, când plouă torențial, plouă mult mai mult. Dacă îmi permiteți, eu, după finalizarea programului de lucru, în jur de 4:30-5, eu am luat la deal, pe la monument și am mutat până sus, iar domnul vice a luat-o de la ulița Ciorba în jos ca să vedem unde sunt problemele. Din ce știu, a mai fost o discuție și în trecut. Ulița Ciorbă, ceea ce zic, rezolvă, să zic, 70% din problemă. Da. Da? Ceea ce am prins pe bugetul, că am și prezentat. Știu că a mai fost discuție și în trecut, în dreptul gospodăriei doamnei Papancea, să se realizeze un șanț care să devieze în părăul Vățman. Deci, da, o lucrare am prins-o acum, acolo nu ar trebui să fie costuri mari. E mică distanță, uite. Este mică, dar... Sunt foarte mari costuri acolo. De ce? Pentru că rigura trebuie să o duceți pe un bădău. Dar avem da, 500 de metri, dacă e 500 de distanță mică. Adică nu putem compara la Pavle Ghete, unde sunt 200 de metri, cu... Nu trebuia făcută. Mai puțin, nu, dar acolo e mai puțin. La lucrarea aia nu trebuia făcută rigura carosată în panta aia. Sunteți de acord? Acolo, că ideea cea mai bună artistă de la monument, acolo să ducă apa, să o devie unde da. Nu era drum de rigolă carosată principal, care... Da. Rigolele astea de acostament nu, la... nu sunt eficiente nicăieri, pe niciun tronson. Astea nu trebuiau făcute. Ori carosabile cu bișcosul deasupra, ori și-am deschis cel mai da. Sunt mici, dacă se înalță, nu îngreunează accesul unui gospodării. Se colmatează foarte ușor cu nisip și vede de acolo. Dar așa cum în zona baltă, sper că portalul să ieșim în codul toată de continuat. Șanțul ăla? Șanțul ăla. Care zicea ce vine? Deci vine pe baltă noastră acolo, vine la Ciucăla, Ciucătan, șanțul ăla. Șanțul ăla. Este un șanțul ăla. Nu știu, că și dar de ce nu ați prins de la început? Nu, trebuie continua șanțul ăla. Păi asta zic, el făcut era proiect. De ce nu ați prins de la început? Cum să nu? Dacă e pe proiectul început de dumneavoastră, că e pe baltă, da? Pe partea care ați prins pe reparația acolo e asfaltare și se duce rigolă. Nu se duce, se duce 50 de metri. Până la Niculăiești se duce. 50 de metri, dar până la cimitir cum le sunt 50 de metri. Când ați proiectat, trebuia să vă gândiți de la bun început. Apropo de proiecte, s-a proiectat. Apropo de proiecte, am vrut să menționăm ceva. Dacă nu trebuie să facem. Apropo de proiectele din vechea conducere, am vrea să menționăm și faptul că de la podul Orfinaș există o bucată care nu a fost în proiecte de asfaltare. Care va fi nevoie să o finalizăm acum. Așa e. Adică în prun. Exact o bucată unde e cel mai dezastros, cred. Dar și încă o problemă, zilele trecute, în fața mea, un copil a căzut în șanță aici, la ieșire din ulița cabinetului. Alaltă ieri, săptămâna trecută, au venit cei de la gaz, au făcut o lucrare, eu am trecut cu dastră pe acolo și am rămas suspendat, că s-a înfundat canalul ăla. Ce se poate face cu ulița asta? Sunt două uliți care duc peste vale, la podul, la Sașa. Ulița de la cabinet și ulița de la cooperativă. Acolo e foarte îngustă și e greu de coborât. Aici circulă foarte multă lume. Cum putem rezolva problema asta la ieșire și șanțul ăsta, tranșeul din fața casei care e făcut ca să curgă apa, dar era rămas așa și un copil a căzut în ea. Din ce știu, partea rutieră este reglementată prin indicatoare, deci de pe proiectul cu asfaltare vorbesc. Din ce știu, este reglementată să fie cu semnalizări. Sens unic, unde se permite, unde nu. Pentru că în momentul în care vrem asfalt, rigoarea legii își face simțită prezența. Pentru a fi două sensuri, trebuie minim 9 metri, din ce mi-amintesc eu. Ceea ce în momentul de față, nu știu dacă noi la nivel
la nivelul comunei mai avem străzi cu o lățime atât de mare, pentru că fiecare a ieșit, cât încet, cât încet. Și acum ne certăm când avem apă, ne certăm când ne întâlnim două mașini. Asta se întâmplă pentru că în decursul anilor s-a permis. S-a închis ochii și acum ajungem să constatăm probleme. Și asta o zic de an mulți, nu recent, acum. Da, e vorba... Am zis, sunt prevăzute cu indicatoare rutiere. Nu ciocni nimeni pe ulițele astea și nici nu doresc asta. Și oamenii, din ce am văzut, sunt înțelegători și cu mine și eu cu ceilalți care intră și iasă de aici. E vorba de accesul de la stradă, aia 10 metri, și cum rămâne cu lucrurile astea care rămân în aer. Dar v-am spus, este o comună la ieșire din Bacău care are exact aceleași probleme și au găsit soluții de asfaltare până în strada, până în șoseaua spre Piatra Neamț. De asfaltare, dacă vedeți, nu s-a permis. Vedeți, proiectul existent nu s-a dat aviz de la DN pentru că există pantă și e considerat, vezi, Doamne, nu există vizibilitate. Am menționat anterior, vrem să reparăm aceste porțiuni, astfel încât să fie și funcțională strada, apropo asfaltul. Azi, alimentatul de scavator încălcăi pișenile, și ar putea să cadă soartul. Ai intrat la pădă acolo, uitați-vă, să evitați. Ok, mulțumim. E de aici din localitate sau e pentru lucrările de la... Lucrările de la gaze. De la gaze. Okay. Și m-am uitat, mergi cineva și m-am spus și poate. Da, mergi cineva. Siguranță, mâine nu mergem acolo. Domnul, suma la bază sportivă. Acoperi și reparația prin 30.000 de lei. Am prevăzut o sumă. Nu, din punctul nostru de vedere, nu am vrea să mai punem scaune. Pentru că ele se rup. Ați văzut. Și atunci venim cu podină, încercăm un material de esență mai tare, care să reziste. Vom da cu o soluție ca să reziste la ploaie și tipul bancă. Pentru că, ați văzut, au existat scaune, se rup. Prima fază trebuie revată podea. S-a rupt scândul și s-au șurit la picioare. Am zis, am prins 30.000 de lei pentru reparația acolo. Trebuie să înțelegem cu toții că am dorit să facem tot în primul an. Acum să facem... Și în primărie aici e tot ca fiecare acasă. Trebuie să te încadreze în bugetul care îl ai să construiesc sau să-ți faci ceva. Stabilim priorități, la anul să dea Dumnezeu să deschidă finanțări cât mai multe. Ideea sunt din muncă, este finanțări. Domnul aș vrea o problemă cea de consultanță, exercițiu, fază de mii de lei sau îngajarea unui jurist. Da, în momentul de față noi nu... Da, acum. În momentul de față, persoana care ocupă postul de jurist este în concediu pentru creșterea copilului. Au fost delegate atribuțiile către doamna secretar general. Avem până în iunie, parcă... Avem dreptul legal să păstrăm, după care avem două posibilități. Fie angajăm o persoană, fie externalizăm serviciul. Soluția agreată a fost să contractăm servicii și să plătim efectiv pe ceea ce muncește. Un avocat, vedem, la momentul respectiv. Dar, dacă aveți consiliul și astăzi fi juridic. Are altceva de făcut. Nu face... Foarte. Domnul Ungureanu, nu râdeți pentru că ați populat că ne-am angajat asistenți personal și vreau să vă zic că ultimele două luni, acești doi asistenți personal, unul de la mine, unul de la domnul viceprimar, împreună cu consilierii local PNL, au muncit la transcrierea registrelor de la planul parcelat din 1986, din electric, în format electronic. Deci două luni de zile asta au făcut. Dacă nu existau ei și implicarea consilierului local, trebuia să blocheze activitatea unor angajați din primărie și să îngreunăm cadastrarea generală.
n-au fost angajați să se uite la noi. Discuții? Mai sunt? Trecem la următorul punct. Nu este pentru? Toată lumea? Prima oară. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 al anului 2021 la UAT Oituș, Comuna Oituș, Județul Bacău. Discuții? Și punem la vot. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2021 al școlii gimnaziale numărul 1 Oituz. Comisia favorabilă. Discuții? Cine este pentru? Domnul Apostol? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2021 al școlii gimnaziale Oituz. Favorabil avizul. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a unor taxe speciale pentru anul 2022 la nivelul Comunei Oituz, Județul Bacău. Comisia? Discuții? Aici. Domnul primar? Vreau să fac o singură mențiune. La proiectul pe care l-am supus dezbaterii publice am propus suma de 15.000 de persoane pentru taxa de salubrizare. Așa cum ați luat la cunoștință din referat, am decis ca până la sfârșitul lunii octombrie să amânăm această taxă și să urmărim evoluția. Am purtat discuții cu domnul director de la ADIS. Este o persoană foarte deschisă, înțelege lucrurile. Cu problema pe care o avem noi, creșterea cantității, se confruntă și alte primării. Urmărim evoluția. Planul tarifar inițial ne permite să diminuăm taxa. Totul stă în a diminua cantitatea. Dacă reușim să rămânem într-un standard echilibrat, rămâne planul tarifar. Dacă se diminuează cantitatea, scădem prețul. Dacă crește cantitatea, ne vedem nevoiți să o creștem. Ne place, nu ne place. Acestea sunt consecințele. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Totul depinde de fiecare dintre noi. Dacă crește cantitatea, va crește și taxa. Dacă scade cantitatea, scade și prețul. Câteva vești bune, deși n-aș vrea să mă lansez în această fază. Așa cum am discutat și cu domnul director Cătălin Moise de la ADIS, deja ne-au înaintat două adrese către primărie. Vor să implementeze colectarea selectivă din poartă în poartă. În acest sens ne-au trimis o adresă să facem o evidență cu toate gospodăriile pentru a achiziționa pubele ADIS-ul. Și doi, deja ieri am avut ședință ADIS, am votat de principiu ca să se selecteze din poartă în poartă. Ei au început de anul trecut un proiect pilot pe Onești, Dărmănești și Moinești la nivel de case. Au dat saci colorați, dădeau câte 100 de saci, s-a mai ridicat 29, după care au reconsiderat și au dat o pubelă pentru selectiv. Iar aici se depune hârtie, carton, plastic și metal și se ridică de la fiecare gospodărie. Au constatat faptul că se ridică o cantitate foarte mare și vor să implementeze la nivelul întregului județ. Nu știm cât va dura această procedură. Din discuțiile purtate, estimează că până la sfârșitul anului
nu cred, din punctul meu de vedere, nu cred că se vor încadra, de aceea am zis că aș vrea să fiu rezervat. Important este să înțelegem cu toții, până vom avea aceste pubele, să folosim platformele. Am văzut că unele deja, într-un timp foarte scurt, sunt încărcate cu selectiv. Vom discuta cu Romprescu să vedem dacă pot veni mai des ca să le golească, că altfel riscăm să fie o imagine neplăcută la platforme. Sticla se va depozita tot la platformă. În același timp, zilele acestea, am identificat câteva terenuri, să zic așa, degradate, de pe raza comunei, unde să ducem materialul din restul din materialul de construcție și molus, astfel încât să nu mai avem în pubele de menajer. Urmează zilele acestea să trimitem adresă către Agenția pentru Protecția Mediului la Bacău și să obținem avizul. Ar fi binevenit din partea dumneavoastră dacă ne-ați sprijini cum am putea să controlăm aceste puncte, astfel încât să nu ne trezim cu deșeuri toxice. Acele puncte vor fi doar pentru molus și restul din materiale de construcție. Pentru că dacă acolo cineva va depozita deșeuri toxice, garda de mediu nu ne va ierta. Supravegherea video e singura variantă, domnul primar, ca să putem să... Supravegherea video, dar trebuie să vedem... Dar să facem un țac, să lucrăm asta în senoare, fie atunci cineva să sune, să lucrăm fie. Este o soluție, o analizăm, dacă sunt și alte idei, le ascult. Pentru proiectare selectivă, nu putem vorbi de reducerea cantității de... Domnul Dorin, dumneavoastră, este de câte ori plecat acasă cu mașina pe zi, așa? În general, în medie. Plecați măcar o dată pe zi cu mașina de acasă? Da. V-aș fi greu, de exemplu, nu dumneavoastră, dar dau un exemplu. Fiecare pleacă cel puțin o dată pe zi sau mai rar, sau o dată la două săptămâni să pună un sac de plastic să-l lasă la un centru colectiv. Merge de 10 ori la magazin, din 20 de ori colo, colo, cu mașina. Și se plânge, să pună un sac în mașina. Dar dacă noi 200 vrem să fim luăm cantitatea de noi, astea sunt soluțiile, doamne. Soluția asta este, dar până, asta a spus domnul primar, că se încearcă chestionarea. Până atunci, nu am putea să potrivim toții, să scădem. Și care arată să vină, e foarte bun. Da, cu viața, e foarte bun. Cantitatea... Și până atunci trebuie să insistăm și la scoate. Cantitatea... Nu a crescut în ianuarie, parcă. În februarie s-a mai diminuat. În martie am rămas în același standard cu 2020. Urmează să vedem de acum săptămâna viitoare ce cantitate se ridică. În primele 3 săptămâni am avut în felul următor 33 de tone, fiind aprilie, 30 de tone și ultima dată 31 de tone. Din toamnă până în aprilie aveam 2 săptămâni peste 30 de tone și 2 săptămâni cu 20 ceva de tone. Este prima dată când a treia săptămână avem peste 30 de tone. E normal, când încep, oamenii încep să lucreze prin grădină. A fost Paște și nu cât de mult, nu știu cât de mult, dar oamenii au început să lucreze prin grădină și din păcate aruncă acolo pământul, iarba, alte lucruri pe care le-a putea depozita undeva în grădină, că până la urmă la putrezește în 2-3 luni de zile ea baia, nu stă. Ne trezim cu ea în tomberone și este grea. E verde și trage la pântare. Tomberone de stațele, cine le vorbește? Romprescu. Stațele de autobuz. Stația de autobuz? Noi, trebuie. Noi. Eu vă spun, dăm două tobe de stații, dar de acolo, eu spun tomberone. Pentru că acum, Mai doriți să spuneți ceva? V-ați înscris la cuvântul dumneavoastră, domnul Apostol. Da. Problema care este? Am studiat proiectul. Singurile modificări față de anul trecut sunt astea două. Deci o amânare
Și mai este majorarea fondului taxei pentru publicitatea într-o zonă terenului agricol în situația nestabilă, reducând procedura privind publicitatea, dovând să face cu costuri mult mai mari, astfel încât, reducând procedura privind taxa inițială, nu am copilul cheltuielile efectuate cu publicitatea. Deci, astea sunt, două. Problema care este? Pensiile și salariile nu au fost indexate cu rata inflației în acest an. Dar taxele care le-a dat cetățeanul statului au fost indexate. Întrebarea, care este logica? Păi state cele mai mari. Întrebați-o guvernanții. Cum? Întrebați guvernanții. Nu, da, dar este ilogic. Adică salariile nu le majorează cu rata inflației, sostind taxele de-a dat statului. Salariile au crescut în 2018, cred, au avut un boom. Și cred că sunt descoperiți de acolo. A fost în septembrie, dacă crezi că pensiile au crescut cu 14%. Dar era acolo, dar nu să se indexeze cu raza inflației, așa este. Dar acum, am uite, da, domnule. Da, da. Am vorbit, domnule. Așa, care ați înțeles că pe lângă cele două modificări s-au indexat și cele stabilite în subiect. Toate, cu inflație. Da, 2,6%. 2,6% a fost anul ăsta, nu se știram. Dar poate să scadă, poate să crească. Da, nu poate să scadă, poate să sigur. Sunteți optimist. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Ungureanu, nu ați ridicat? Mă abțin. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei partidelor cu masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate privată al Comunei Oiuș, ce se exploatează în anul 2021. Avizul este favorabil. În principal, aici am cerut ocolului Silviu să facă mărcătură pe pășun unde se depășește masa lemnoasă de 0,6, ca să nu ajungem să fie peste tot pădure. Și așa s-a extins foarte mult, am mai discutat și în ședințele trecute. Încercăm să ținem din scurt. Bine, deci va fi pe măsură. Da. E subțirina din valoare. Așa. Așa discuție, să punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitude asupra unui teren în suprafața de 35 de metri pătrați aparținând domeniului public al Comunei Oiuș în favoarea Delgaz Grid S.A. Favorabil. Discuții? Da. Cine este pentru? Unde legi în două. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2021. Favorabil aviz. Discuții? Este vorba de suma de miză. Este cotizația în calitatea de membru, da, care se pune. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și Comuna Oiuș privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Favorabil. Avizul. Favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Favorabil. Favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Oiuș. Domnul primar. Față de proiectul pe care l-ați primit, aș vrea să mai includem
două amendamente. La articolul 2 se introducem și bursele de performanță, deși anul acesta nu se pot acorda pentru că nu a fost olimpiade din cauza pandemiei. Din punct de vedere legal, ele trebuie să se regăsească. Și să includem un articol 3, dacă îmi dați voi să îl citesc. Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile legii numărul 1 pe 2011 și ale Ordinului Ministerului Educației Naționale numărul 5576 pe 2011, în baza criteriilor specifice aprobate de Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ, în limita fondurilor prevăzute și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru corectitudinea și acordarea burselor școlare, revenind conducerii unităților de învățământ. Ordinul permite o marjă, o plajă mai mare de acordare. Cele două unități școlare au făcut o situație strictă pe legislația existentă, au înaintat-o către Inspectoratul Școlar Județean, iar conform legii se acordă plata acestor burse din cote defalcate din TVA, alocându-se suma de 78.000 de lei. Numărul de elevi din analiza celor două școli era foarte mare. Poftim? În jur de 200. Motiv pentru care Consiliul de Administrație trebuie să reducă numărul. Din discuțiile pe care le-am purtat, am zis să fie în jur de 20 de elevi pentru fiecare tip de bursă. S-a alocat de la bugetul de stat suma de 78.000 de lei. Am discutat la inspectorat, nu știu de ce, a fost o discrepanță foarte mare între cele două școli. Vă dau exemplu la școala numărul 1, pe cele trei tipuri de bursă, erau 20 de elevi, iar la școala gimnazială, unde ne aflăm, 55. O diferență foarte mare. Ei au justificat că în raport de numărul de copii, deși nu mi se pare echitabil. Drept urmare, am încercat din bugetul local să echilibrăm situația. De la 78.000 am propus până la 125.000 din bugetul local. Astfel a rezultat la școala numărul 1 câte 20 de elevi pentru fiecare tip de bursă. Iar aici s-a păstrat cifra venită de la inspectorat 26 la ajutor social, 23 la cea de merit și erau 8 la studiu și am dedicat până la 13, dacă rețin bine. Astfel încât să fie cât de cât mai echilibrat. Sperăm ca următoarea hotărâre de Consiliul Local să fie echilibrată pentru ambele școli. Suma rezultată a fost la numărul 1 60.000, iar la școala gimnazială 65.000. Este un proiect de hotărâre pentru care, o spun cu tristețe, m-am zbătut destul de mult să se aplice din poziția de consilier local. Acum reușim să acordăm un număr de 121 de burse, atât de la bugetul de stat, cu bani de la bugetul de stat, cât și de la bugetul local. Sperăm ca aceste, să le zic eu, stimulente financiare să încurajeze elevii să învețe și, desigur, dacă ne permite bugetul, în alți ani pe viitor să alocăm o sumă mai mare. După cum vedeți, am lăsat 100 de lei pentru fiecare categorie, puteam să punem sume diferențiate. Raționamentul nostru a fost de a încuraja mai mulți elevi. Dacă dădeam sume mai mari pe fiecare tip de bursă, ar fi trebuit să restrângem numărul și am preferat să încurajăm cât să mai mulți elevi să învețe. Și valoarea bursă olimpici cât e? Tot 100 de lei. Tot 100 de lei, doar că anul acesta nu se acordă pentru că nu au participat și probabil nici anul viitor. Domnul primar, vreau să vă întreb ceva. Știți cumva, pentru procedura, copiii care sunt desemnați să ia bursă, trebuie să facă anumite acte?
Da, asta va stabili Consiliul de Administrație al Școlilor. Eu am auzit din discuții la niște părinți că dacă se fac cu anumite, cum să cer acte legalizate și mai, adică mai multe pierdere de timp decât și bani pentru 100 de lei. Pierdere de timp? Păi 100 de lei pe lună. E pe lună? E pe lună. 100 de lei pe lună. Da, 100 de lei pe lună. Și ce am văzut că ați avut dumneavoastră responsabilitatea la directorul școlii cu acest lucru? Nu, Consiliul de Administrație. Da. Conducerea unității, prin Consiliul de Administrație, da. Este amendamentul conformitate cu ordinul ministrului. Doar că l-am pus în hotărâre de consiliu local ca să lucrurile să fie evidente. Eu vreau să precizez un lucru. Am găsit legea educației 38/2019 că cursele se pot cumula. De exemplu, copiii care sunt săraci da. Și au cursă socială, se poate lua și curse de studiu sau de medic. Adică, cred că putem să încurajăm mult mai mult așa pe cei care nu au posibilități. Cu siguranță. Aici trebuie mare atenție la Consiliul de Administrație să analizeze... Și dacă cel să merge la Olimpiadă, normal că ea și la Olimpiadă. Da, 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 este de performanță. Există și cursa de studiu și cursa de merit. Adică, da, unde poate lua mai multe puse. Pentru cele trei tipuri, performanță, studiu și merit, se acordă pentru 9 luni, cât este anul școlar, iar pentru ajutorul social, pentru întreg anul calendaristic, 12 luni. Asta e normă prevăzută de legislație. Mulțumesc. Și toate lucrurile astea, încă o chestie, au întârziat datorită faptului că nu exista alocări bugetare. Sunt lucruri și așa, vă zicem că am întâmpinat mari dificultăți, pentru că legislația românească, așa cum suntem obișnuiți, se bate cap în cap. Valoarea minimă se aprobă în decembrie, bugetul de stat se aprobă mai târziu, există riscul ca copiii să nu prindă tot anul școlar, poate acum, dacă mai multe primării, împreună cu Consiliul Local, vor pune în aplicare, își dau seama de neconcordanțe și poate vor corecta. Pentru anul ăsta școlar, cu școala online, și asta e prevăzut. Da, da, da. Deci, da, începând cu luna ianuarie, se vor aluca 2021 ianuarie. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot primul amendament. Al doilea amendament. Al doilea amendament, domnul... Deci toată luna. Da, și cu totul? Diverse. Domnul Apostol? Am observat să repara Nicola la agitării. Mult foarte. Da? Da, cu totul. Dar 4 ani. Mulțumesc. Ți-ai zis, domnul Gureanu, ți-ai zis? Sudură ineficientă. Puțină. Ați ridicat și ați văzut? Ați adus vreun... dispozitiv cu ultrasunete, ați măsurat sudura. De ce spuneți asta? Aveți tu din domeniu? Aveți tu din domeniu? Am verificat. E ok? Sau nu e ok? Ce-am înțeles că a fost la noastră primărie și cei de la voi. Ce-au făcut? Chiar m-am întâlnit cu ei pe teren. Venea să constate că cei de la Enel nu ne mai dă dreptul la ori să mai fie cu caul pe stâlp. Și ei vor să bateze alt stâlp pe drumuri. Așa. Sunteți de acord cu ceva? Adică? Astăzi la primul e ok și... La noi n-a ajuns la mine în situația asta. La noi n-a ajuns la mine în situația asta. Dar mă gândesc că sunt drumurile de buste, că sunt de așa, avem asfalt. Acum deci cu mine, cu mine nu a discutat nimeni și nici nu s-a primit o adresă în acest sens. Asta vreau să vă întreb și eu. Chiar azi au fost trei persoane și ne-au întrebat și pe copul, vecinul și pe mine, unii în cabinetul cu ele, o spațiu mai mare. Și atunci să pun un stâlp de ăsta mic acolo. Se chiar pune acum sau vor să pună? Vor să pune acum. Ei au vor venit. Să pună. Da, da, da. Domnul primar, ei au venit să identifice terenul. Că vor să vină da. Cu matara, cu mari, cu stâlp, așa, și pune să facă intrarea. Știți dacă e cu altul, că nu știu anumit ce e vorba. Pe la bumărie, dar nu pot lăsa. Și după aia început să dezvolte, deci de ce deci, la mine nici nu am venit să discute nimeni și nici o adresă nu am mai intrat. Păi de aia zic, fiind în posilul și chiar cu nimic, dar eu rea. În 2013 s-a întâmplat așa ceva cu adintele la primărie și dar nu văd, nu au fost de la vedeți mai timp, la vin, drumurile noastre, pe avea la asfalt, singurul lucru care poate să-mi pună fără
poate cu dată privată. Să dăm la vis, ca în 2016 s-a fost preșuns sârbeșa de ori. Da. Ca în 2019. Dom'le, ei vin în concurență. Da, să nu vin așa să plantă. Dar așa, ei vin în concurență cu Digiu, deci am văzut că peste vară. Faptul că el nu mai suportă că stâmpă, ei vor să mă dezalcă. Da, să vă zic. La ce drumuri avem? Tot că avem asfaltare și domare, în altă zonă, ia să-mi pare, vreau să zic. Astăzi am semnat o adresă prin care am refuzat să se intervină pe asfalt. Bravo. Unde a fost pământ, am dat voie să se intervină. Unde e asfalt, nu am dat voie. Și cei cu la glase care fac brășamente? La restaurant la Vale s-a făcut acum 2-3 săptămâni. Da, acea săpătură este făcută cu acordul Gironatului. Deci orice branșament să faci, să faci cu acordul Gironatului. După ce a săpat, cred că a fost cu acordul Gironatului. Pentru că eu am fost cu inginerul acolo și nu știa nimic. Eu vă spun că am vorbit cu Girona, sigur, sigur. Că era să faci și părcea Girona cu constatat. Da, dar nu puteam să ne apătăm spatele noastră. Aveam un turnat și să vină cineva să spun ce am făcut cu Girona. Dacă nu ce mai auzit, că nu le mai acceptă elelul să stea angățat. Și ar mai fi ceva pentru câine, numai. Dacă faci un program, faci ceva, un proiect, pentru microcipare, poate să începe, nu s-a făcut. Da, dar era din profilitate privată. Da, și o sterilizare a câinilor cu stăpân. Da. Că vedeți, în zone... Ne întâlnim seara cu... Sau chiar și să aici, la seara vine pe bugetul local, o acțiune, o campanie, am văzut că... Dar dacă este privat, înseamnă că nu mai e mușcă. Dar nu e mușcă. De unul de sterilizare. Să nu se molănește. Fiecare este să nu se molănește. La un rege, exemplu, s-a făcut rapidă din partea primăriei. Asta nu înseamnă că e gratuit. Nu. Nu înseamnă că e gratuit. Sunt ONG-uri care organizează acțiuni de sterilizare. La unde e? Da, primăriile puțin probabil se implică în așa ceva, indiferent de țar străzi sau atât ce-ar dori un primar sau un consiliu local să facă asta. Costurile sunt foarte ridicate, m-am interesat, pentru că este o problemă în comunitate cu câinii fără stăpâni. Prinderea unui câine și întreținerea lui ulterioară se ridică la 700 de lei. Un câine. Domnul primar, o să vine timpul când o să fim obligați ca primării să facem treburile. O să vedeți. Vom face și face. Da. Vom reduce cheltuielile în altă parte să face. Nimic nu mai duce de la o lege, la exemplu, pe câini au și eu am observat că numai de un an de zile nu mai vin. De un an de zile nu mai pășe pe aici. Era un piață. Eu m-am dat primar, fost primar, dar nu se poate. Păi tu nu mă la urgea de ce am putea. Mai duci la casă, nu e? Dacă nu mai sunt discuții, spui domnul. Vreau să prezint în Consiliul Local. Am primit din partea părintului Larion o propunere pentru o colaborare pe un proiect POCO implementat de către dânsul. Ceea ce dorește este să-l sprijinim, să identifice beneficiar de pe raza comunei noastre. E vorba de servicii sociale și are preponderent pentru persoane cu dizabilități, pentru cei fără loc de muncă, copii, pentru program cu after school. Eu m-am arătat deschis, am modificat puțin protocolul pe care l-am propus și am considerat de cuvință să vă aduc la cunoștință și dumneavoastră. De asemenea, am mai venit câțiva tineri, vor să realizeze picturi murale în comuna noastră, pe clădiri. Finanțarea este de la Ministerul Culturii. Noi trebuie doar să le punem la dispoziție spațiu. Am identificat un punct, căminul cultural cu tematică specifică și grădinița de aici. Este recent renovată și am considerat că poate fi realizată o pictură murală. Ei vor, prin aceste activități, să implice și copiii din comunitate să vedea. Pentru căminul cultural am avut puține emoții și am discutat atât la cine cât și cu constructorul, fiind de acum trebuie să recepționeze dacă ne dau voie să intervenim pe ea. Și spre surprinderea mea, chiar ne-au zis, dați o pată de culoare că merită. Minisești. Da. Deci nu, la cămin nu sunt probleme, pentru că nu se intervine pe structură, pe rezistență, se
Pictează și atât. Mulțumim, domnul primar. Mai sunt discuții? Astfel mai sunt discuții, încheiem ședința. Mulțumim frumos, o seară plăcută.